eveniment transmis în direct de noi de Ziua Radio România 1 noiembrie. La Roma, Orchestra Academiei Naționale Santa Cecilia concertează împreună cu directorul ei muzical, dirijorul Antonio Papano, având o solistă pe Marta Argerici, o legendă în viață a pianisticii mondiale. Ea va interpreta concertul numărul 1 din creația lui Franz Liszt, într-un program din care mai fac parte uvertura operei Euryanthe de Carl Maria von Weber și Sinfonia a doua de Robert Schumann. Pe 1 noiembrie de la ora 21:30, live de la Roma, la Radio România Musical, pianista Marta Argerici, dirijorul Antonio Papano și orchestra Santa Cecilia. Comentează Laura Anamânzat. În același an,